nu sunt răniți cum trebuie. Pentru acest lucru trebuie anumite vitamine, trebuie mâncare substanțială și cred că copiii nu sunt hrăniți cum trebuie. Și nu, al doilea rând, cred că părinții nu se duc la timp cu ei la medic. Să vadă, să-i verifice de mici. Sigur, trăiesc în sărăcie și în mizerie, n-au bani pe medicamente, n-au bani să ducă la medic, că știți cum e treaba cu medicii. Și atunci, clar că numărul copilor a crescut bolnav de TPC. E nivelul scăzut de trai. Asta este cauza, sunt multe familii săraci. Necăjiți, asta e. Nu numai, acum e probabil și cu lemnele, cu încălzirea, cu... O parte sunt de vină și părință. O parte din pacienți vin din familii cu focare de TBC. Cazurile de tuberculoză înregistrate la copii de la începutul acestui an provin în marea lor majoritate din mediul rural. 15 copii cu vârsta sub 15 ani sunt în evidențele medicilor specialiști cu afecțiune tuberculoasă și mai bine de 150 sunt până la vârsta majoratului. Și în mediul urban TBC-ul atacă copiii. În acest an au fost înregistrate 8 astfel de cazuri la minorii sub 15 ani. Statisticile au înregistrat 267 de cazuri noi de TBC, din care 22 în rândul copiilor, ponderea cazurilor fiind în mediul rural. Medicii specialiști de la Spitalul Județean de Urgență nu se așteptau la un număr așa de mare de copii bolnavi de TBC. Sunt mame care își îmbolnăvesc copiii și oameni nevinovați de jur împrejurul lor care sunt îmbolnăviți din aceste motive, neluând tratament. Din nefericire, cei mai mulți pacienți nu se prezintă de la primele simptome ale bolii. La copii însă, șansele de vindecare sunt de 100% dacă sunt tratate corespunzător. Din nefericire pentru toată lumea, e foarte rău că renunță. În ciuda faptului că noi le explicăm în momentul în care se prezintă la spital că trebuie să-l facă, că este gratuit, dar probabil că la noi ce e gratuit nu-i bun, nici nu știm ce să mai zicem. Este obligatoriu să-l urmeze, atât în faza acută în spital, deci acele luni în care ei iau mai multe feluri de medicamente, cât și ulterior în ambulator. Se vindecă dacă fac tratamentul. Ei nu înțeleg chestia asta. Când aud de TBC, li se pare că este o boală care oricum o vor mai face încă o dată. Ceea ce este o aberație. La nivelul județului Vaslui sunt înregistrați peste 450 de bolnavi de tuberculoză. Trist este că cei mai mulți bolnavi înregistrați în acest an sunt minori ce provin din familii unde au existat focare de tuberculoză.